Duminică 8 septembrie a fost sărbătoare mare atât la creștinii ortodoxi cât și la catolici. Nașterea Maicii Domnului a strâns zeci de credincioși la Biserica Sfânta Ana din Micro 19, care au venit să se roage pentru sănătatea lor și a familiei. După marele praznic al nașterii Sfintei Fecioare, astăzi, 9 septembrie, gălățenii au fost chemați din nou la Sfânta Liturghie prilejuită de sărbătoarea Sfinților Părinți Ioachim și Ana. Ioachim, tatăl Fecioarei Maria, era din seminția lui Iuda, iar soția lui Ioachim se numea Ana. Pentru că nu aveau copii, Ioachim și Ana au început să fie ironizați și batjocoriți de oameni. Lipsa copiilor era considerată un blestem din partea lui Dumnezeu. Și totuși, Ioachim și Ana nu s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, nici nu au renunțat la viața lor virtuoasă, rugându-se în continuare cu lacrimi și nădăjduind în bunătatea lui Dumnezeu. Rugile le-au fost ascultate, iar arhanghelul Gavril le-a vestit în cele din urmă că vor avea un prunc pe Sfânta Fecioară.